Domnilor și domnilor, un interviu eveniment la Cultura cu marea soprană Angela Gheorghiu. Vă mulțumesc pentru acest dialog, prilejuit de autobiografia dumneavoastră în românește. Ne bucurăm să o avem și pentru publicul din România. O poveste de viață spusă dialogat, e rezultatul unor conversații cu jurnalistul John Tolansky și care se citește foarte ușor, e palpitantă, cu accente tandre când vorbiți despre copilărie și despre formare, cu unele polemice când vă uitați la lumea de astăzi. Cum de v-ați hotărât să faceți cartea asta și cât de greu a fost? Da, polemice n-aș putea să spun pentru ziua de astăzi, pentru că nu am povestit nimic din ceea ce se întâmplă astăzi, din ceea ce s-a întâmplat mai mult în copilăria mea. Îmi place să încep cu sfârșitul cărții, care se numește Va urma. Am găsit așa o frază prin care să se înțeleagă că încă îmi trăiesc memoriile, da? Deci încă se întâmplă lucruri. Chiar dacă suntem într-o situație un pic închisă mondial, am vrut să, de fapt, să fac cunoscut lumii mai mult despre viața mea din copilărie și tot ce a însemnat începuturile mele și pentru cei din România, cariera mea. Adică lumea din afară nu prea știe de unde vin, de unde a început povestea mea și destinul meu, de fapt. Și în România am ținut foarte, foarte mult ca măcar o dată și eu cu mâna mea să fac în așa fel încât și publicul din România să afle ceea ce ei nu au știut 30 de ani. Când am spus accente polemice, mă refeream la relația complicată cu autoritățile culturale din România. Dar nu sunt autorități. Aici sunt probleme. Oameni care au responsabilități, care pot să decidă la un moment dat. Această problemă a culturii în România începe odată cu politica din România, pentru că este plină de falsități. Pline de oameni care n-au niciodată niciun curaj să analizeze, să afle cine este, de unde vine, ce a făcut într-adevăr, legende false. Primul care mi-a atins, țin minte, un beculeț a fost Sergiu Cirel Bidache când a venit la conservator și ne-a spus despre Enescu, adică nici el nu înțelegea de ce Enescu e așa de mare, pentru că noi nu știam de unde să luăm, unde a cântat, ce a făcut în 30 de ani. Am văzut cu ochii mei că sunt mulți, mulți alți artiști români care au notorietate mondială. Componistic, sunt mulți alți compozitori care au scris mai bine ca el. Nu a cântat nicăieri în teatrele pe care eu le-am, în care am fost de nu știu câte ori. Deci am avut posibilitatea să văd cu ochii mei și să aflu despre fiecare artist și să fie... Cel puțin, vorbesc de România, pentru că problema internațională este doar cu cei care vin din România. Pentru că artiștii de origine română, să zic, până la mine, chiar și până când am fost o studentă, până în 1990, istoriile despre ce au făcut în afară întotdeauna au fost false. Adică dacă a cântat poate la Piccola Scala, eu am cântat la Scala din Milano. Trebuie să știm că au existat atât de mulți compozitori români cu o muzică extraordinar de importantă. Pe vremea lui Enescu, cei care au cântat la vioară și pian au fost mari artiști mondiali, care o carieră se face prin discografie, o carieră se face cântând cu marile orchestre ale lumii, pe marile scene ale lumii, cu cei mai mari dirijori. Și mai ales pe o perioadă foarte importantă de timp. Și acolo ce român ar sta în zona aia rarefiată? Radu Lupu, Clara Haskell, prima oară, în operă Haricleia d'Arclay, Dinu Lipati, din păcate a murit de vreme. Acum vreau să vă deschid ochii în această tentație, ca și în politică, de fapt,
în a construi personaje, adică fake personaje și personalități mai ales. Despre asta este vorba. Și lucrurile astea în România, până la mine, niciodată nimeni nu a avut curajul să le enunțe, dar aminte să le mai și explice. Și cu o altă ocazie, pentru că nu de aceea am acceptat un interviu cu televiziunea română, de care mă leagă lucruri extraordinare și foarte frumoase, pentru că eu am început adevărata carieră de la vârsta de 18 ani, când toată televiziunea română și în momentele în care eu l-aș fi clonat pe domnul Iosif Sava, televiziunea română m-a luat în serios, asta mi-aduc aminte, de la vârsta de 18 ani până la terminarea conservatorului. Am avut o viață muzicală de artist profesionist serios, în modul cel mai serios, adică cu discografie, cu filmări. Nu exista ceva în București important, chiar și politic. Când veneau președinți la președintele Ceaușescu de pe vremuri, tot ce se întâmpla, nu se întâmpla nimic în București artistic timp de 6 ani fără mine și Madrigal. De fapt, dumneavoastră, da, studentă fiind, da, ați ajuns să cântați în emisiunile televiziunii române. Din primul an, nu, din primul semestru, din prima lună. Am cântat, a fost în direct la TVR 2 și am cântat un cântec, un parcel, muzică preclasică, cu spinetă, mi-aduc aminte, și era emisiunea în direct. Și tot în anul acela, Luminița Constantinescu a făcut o emisiune, era emisiunea numărul 2, deci era în 1985, când m-a invitat alături de mari artiști români de operă. Deci pe vremea aia, ca să cânt totuși cu Eugenia Moldoveanu sau mai ales cu Nicolae Herlea, adică a fost ceva pentru mine, cum să spun, un pașaport și o siguranță pentru ceea ce aveam să fac mai târziu. O arie plină de căldură și sentiment liric, interpretată magistral de aceea pe care Placido Domingo a ales-o partener acum și în viitor, Angela Burlacu Gheorghiu sau Fiorul Satisfacției Împlinite. Iar ce v-a adus în prim plan a fost vocea dumneavoastră. Povestiți de multe ori în carte ce efect poate să aibă asupra oamenilor. Oameni care plâng, oameni care se entuziasmează, care vă iau în brațe. Aș putea să scriu o carte numai despre senzațiile astea, să mă rog, efectul vocii mele. De fapt, efectul vocii mele m-a ajutat pe tot parcursul vieții mele. Pentru că părinții, rudele, profesorii, vecinii, deci nu exista o persoană care să mă audă și să nu-mi spună tu vei face, tu vei deveni. Toți profesorii voiau să-mi dea lecții și nu că voiau, mi-au dat. Chiar și pentru școală, pentru materiile normale și muzică, întotdeauna eu am avut profesori care voiau să mă pregătească și nu-mi luau bani. Vocea și felul meu de a fi i-a obligat pe toți din jur sau s-au simțit obligați cumva să susțină un așa dar. Și ce se vede în povestea asta, doamna Gheorghiu, da, e că de la început, copil fiind, ați visat la scară mare, da, v-ați văzut ca un om cu un destin muzical excepțional și toată lumea din jur a mers în povestea asta, da, cum spuneați, v-a susținut. Dar eu nu am visat. Eu m-am pregătit pentru a ajunge. Părinții m-au susținut. Incredibil. Eu nu am cântat niciodată ca un copil normal. Cu copiii din grădiniță și chiar când am învățat primul colind și tata, și el având
ureche, a înțeles și m-a învățat un colind foarte vocal, care e o ce veste minunată, da? Și e destul de vocal. Pentru că a înțeles ce efect am. Și cu acele colinde, vecinii și rudele și toată lumea au început chiar să mă plătească, să mă pune să cânt de nu știu câte ori un colind, mă invitau în casă, dar împreună cu sora mea. Eram două surori, eram un an și jumătate diferență, Elena, eu eram Angela și ne se spuneau Gina și Nina. Eu eram Gina, ea era Nina. Și noi cântam întotdeauna împreună și cântam pe două voci, eram diferite. Eram amândouă copii minune. Eu aveam, adică m-am născut cu ceea ce se numește impostație naturală. Deci nu, eu n-am cântat nicio secundă în viața mea cum vorbesc. Eu nu am cântat la-la-la ca un copil. Întotdeauna vocea mea a fost impostată. Și atunci acest sunet mare și schimbarea mea în momentul în care eu, pentru că și aici se întâmpla ceva cu mine, atunci când începeam să cânt, aveam un alt chip. Și transmiteam într-o forță încât totul până astăzi, întotdeauna la mine în suflet, creier și în voce, întotdeauna eu am știut ce am de făcut. Mi se pare că un copil care ajunge la liceul de artă în București, la 14 ani tot ești un copil. Începuturile au fost complicate, cu nu multă au fost muncă. Complicat. Nu, nu, nu. Și totuși un copil în București, printre străini? Am fost la școală pe vremea cea mai dificilă din România, deci în anii 80-90. Eu întotdeauna am avut un înger păzitor prin oameni. Părinții mei au venit la liceul de artă, bineînțeles i-au spus, avem o fetiță care are o voce și ar vrea să fie auzită de un profesor de canto, și m-au dus, bineînțeles, câți ani au întrebat cei de la liceul de artă? 14 ani. Și ok, și în loc să mă trimită la o profesoară de canto clasic, eu fiind așa de micuță, s-au fi gândit, venind din provincie, sigur, haide să o asculte mai întâi profesoara de canto popular de la liceu de artă. Și era Mia Barbu. Mia Barbu, care avea un training, deci avea studii de muzică clasică. A fost colegă cu Nicolae Herlea și era la clasa de canto popular în locul Mariei Tănase. Se făcuse canto popular să studieze la liceu de artă. Și Mia Barbu, ascultându-mă, a spus, dar tu nu ești pentru canto popular. Și îți dai seama, care canto popular? Nici n-am știut că e profesoară de canto popular. Zic, nu, eu vreau să fac canto clasic. Deci eu încă nu-mi plinse 14 ani. Trebuia să dau un examen la liceu de artă. Să intru la canto popular, dar să fac clasic. Și pentru că nu existau locuri, a creat un post în plus pentru mine la liceu de artă, la clasa de canto popular, și ea m-a pregătit de la bun început, la prima lecție, cu vocalize și tot ce înseamnă canto clasic pur. Există și studii, Vacai, Concone, Lütgen, studii de canto pur sânge. Și am luat-o de la 14 ani cu această profesoară până la 18 ani, când eu am fost gata. Și au fost ani de studiu la cămin. La cămin. La cămin era o, cum să spun, o viață... Adică celebra și impetuoasa Angela Gheorghiu, da. Totuși a avut o viață în care... La cămin, sigur că au fost lucrurile și momente fost mai complicate, pentru că stăteam 5 sau 6 fete în cameră, cu toate că pe vremea aceea nu vedeam totuși relele pe care le povestesc. Nu simțeam așa. Adică... Eu aveam niște trăiri interioare de simțeam că îmi pleznește capul de fericire. Atunci, în anii aceia de școală, să fim puțin și patetici și trebuie să ne aducem aminte că am și plâns de foame. Da, am plâns de foame. Pentru că, mai ales duminici, le spun și de ce. Pentru că ne dădea ceva de mâncare pentru seara și noi mâncam la prânz tot ce pachetul de seară. Și la ora 6 sau 7
seara, duminica, întotdeauna toată lumea cerșea un colț de pâine. Din Aneea mai aflăm că vă plac dulciurile. Da, îmi plac dulciurile. Patriarhul Teoctis nu v-a dat voie să mergeți să vă luați prăjituri la o cofetărie din Viena? Nu, erau lucruri și mai grave. Fiecare era... Nu le-ați spus în carte. Nu le-am spus, dar pot să spun acum. Tot pe vremea când mergeam cu... Corul Patriarhiei, bineînțeles, patriarhul Teoctist, probabil sfătuit de alți oameni din jur și de dirijorul corului, a spus, sigur, haideți să luăm o voce sau cineva cu super talent ca să avem și momente solistice. Așa am mers eu cu ei, așa am plecat eu. În 87-88 eu am fost în Finlanda, Viena, parcă și Rusia, da. Și mi-aduc aminte că mergeam și prin magazine. Și eram 4-5 fete mai tinere de la conservator, era și sora mea. Și într-o zi am vrut să vedem care e securist pentru mine, care e pentru fiecare din noi. Și ne duceam în magazine. Și de fapt ne-am bătut joc și deodată am spus gata, fugim toate patru în patru direcții diferite să vedem care și cum fuge după noi, să vadă unde ne ducem. Dar noi nu aveam niciun gând, niciodată n-am avut acest gând de să fug, să fac. Deci era, și bineînțeles și atunci vedeam care este situația și cum de noi reușeam să plecăm, pentru că erau oameni, bineînțeles, cu, cum să spun, jobul lor, chiar dacă era un sutană de preot, era să ne urmărească pe noi. Astea erau, cum să spun, lucruri care acum par tragicomic, știi, povestite așa în felul ăsta de mine, dar pe vremea aceea ne era destul de teamă și mi-aduc aminte că în timpul conservatorului eu întotdeauna am făcut o cerere pentru a participa la un concurs internațional sau să fac ceva de genul ăsta. Niciodată nu mi-au răspuns. Nici măcar răspund, nici da, nici nu. După 90, da. Lumea vi s-a deschis? Sigur, mi s-a deschis chiar de pe vremea ce a fost războiului civil din România. Țin minte că am primit primul telefon, managerii din alte țări auzise de mine, pentru că eu am filmat foarte mult și colegii, Leontina Vădova, mi-aduc aminte, și un bariton, Alexandru Agache, au vorbit de mine și m-au așteptat. Și în momentul în care, deci erau zgomotele, eu stăteam în centru și pe 23-24 eu am primit primul telefon cu primul meu contract, încă studentă fiind. Se trăgea în 89 și dumneavoastră vorbeați la telefon, da. Și acceptați o invitație, da. În străinătate. Da. În acest an 90 eu am dat audiție la Covent Garden, pentru că eu aveam o idee fixă să-mi fac debutul, așa cum a spus Mia Barbu, să intru Barbu pe ușa din față, teatrul cel, și văzând până atunci toate filmările de peste tot, mie mi-a plăcut BBC și Covent Garden și modul lor. Mi s-a părut top class. Și pentru că nu mă puteam gândi chiar din prima la Metropolitan, cu toate că eram sigură că ajung acolo, dar am zis totuși, haide să... Și foarte repede ați ajuns. Și foarte, deci în 90 am dat această primă audiție și de fapt în 91 eu am, înainte de Covent Garden, am cântat un L'Elisir d'Amore la Basel, mi-aduc aminte. Și eu aveam deja contractul de la Covent Garden și ce voiam să spun prin asta, că atunci când faci un debut important, într-un rol important, la o vârstă atât de tânără și într-un mod spectaculos, a doua zi, pe vremea aceea, toate ușile mi-au fost deschise, inclusiv Metropolitan și toate celelalte, ce să vă spun. În 90 povestiți că ați impresionat
la audiție. Da, da, da. Și da. Vi s-a spus, dar putem să programăm în 2 ani. Și da. Atunci, în 92... Da, și în prima oară mi-au dat la Bohème, deci Mimi din Bohème, este un rol foarte important. Și i-am rugat totuși, am spus să-mi dai un alt rol, să-mi dați un alt rol înainte, ceva mai micuț. De măcar, încălzire, de încălzire, cât de scenă, cât. Da. Da. Culmea a fost în România, deci am cântat un singur spectacol de operă în 30 de ani, doar la Cluj, în 1990. În limba română, pentru că țin minte ce m-am luptat, aveam un profesor la clasa de operă, Arbore, și nu ne-a lăsat. Am zis, eu trebuie să cânt la Metro, la Covent Garden, trebuie să fiu pregătită în limba italiană. Nu și nu și nu. Și a trebuit să învăț la Bohème și limba română, pentru că așa voia, din aducerile lui aminte, pentru că în 90 putea să se elibereze de lucrul ăsta, dar rămași cu gândurile dinainte. Acest profesor ne-a obligat să cântăm la Bohème în limba română și mai mult decât atât am vrut să cânt, să facem, pentru că aveam toată distribuția din anul nostru și am vrut să cânt la opera din București, dar era un dirijor, îl chema Trăilescu, și mi-a spus că Bohème nu este pentru mine. Concluzia mea este că atunci când în muzică sau în artă cineva iese din rând cu mare curaj, cu mare putere, cei din România nu au, le teamă, au așa un fel de, în a judeca, se întâmplă ceva, probabil psihologic. Asta doar vreau să le dau o scuză. În debutul dumneavoastră la Covent Garden, da. Mai era un debutant foarte talentat. Da. Roberto Alagna. Exact, da, da. Arta și viața dumneavoastră privată au mers mână în mână. Da. Mi-aduc aminte că a întârziat la repetiție la Covent Garden și el începe opera, el trebuia să-și cânte și aria și am trecut peste partea tenorului și am continuat cu partea mea. Și filmul simpatic este că el a stat la ușă până ca eu să-mi termin aria și el își imagina oare cum poate să arate vocea asta. Și cum și-a imaginat ceva mare. Și eu eram îmbrăcată în kilt scoțian cu fusta cea mai scurtă. Îi faceți portretul Roberto Alagna, un bărbat curtenitor, insistent. Foarte insistent, da. Destul de... Foarte italian, adică o mixtură... Temperamental. Da. Era francez de origine siciliană. La mine au fost două subiecte, chiar căsătorită cu Roberto, cu toate că în familia din care am plecat, familia Gheorghiu este absolut senzațională și am rămas până astăzi în cele mai bune relații. Nu aveam nimic să reproșez lui Andrei, dar nebunia carierei. Eu întotdeauna am fost o fată foarte cu minte, axată doar pe studiu. Să ajungem până la Roberto și carieră. Cariera era un capitol foarte important, mult mai important decât cel familiar. Întotdeauna a fost, până astăzi. Idealurile mele întotdeauna au fost legate de muzică și legate de operă, pentru că eu aveam ceva de făcut. Eu știam că trebuie să fac înregistrări, eu știam că trebuie să fiu întotdeauna în voiaj, de aceea aș fi preferat să am și eu copii, dar trebuia să copii să le dai părinților sau altor persoane. Asta este problema tuturor colegilor mei. Adică eu nu m-am înșelat că pot să le fac pe toate, nu este adevărat. Cine încearcă să le facă pe amândouă va avea undeva de suferit. Sunt un caz, am fost un copil născut într-un oraș, undeva în lume, unde nu avea nicio legătură cu muzica, și acum când mă duc la mine acasă, mă gândesc, Dumnezeule, de unde am plecat și ce vise aveam și unde am ajuns și tot ce s-a întâmplat în viața mea cu o, cum să spun, cu
cu o determinare și, de fapt, cu o ușurință, de cele mai multe ori, toată lumea mă întreabă, dar cum ai făcut? Nu știu, de fiecare dată munca mea era în a reuși ceea ce eu mi-am propus profesional. Punct. Un alt succes, 93 Metropolitan Boema și apoi Traviata înregistrat de BBC, transmis live, ați spuneți acolo, v-a schimbat radical viața. În momentul în care eu am pornit spre această carieră, eu am ascultat, eram plină de muzică, știam tot ce se întâmplă în toate teatrele, care este nivelul. Eu tot timpul eu am vrut să fiu pregătită și să știu și să aflu, ca să știu eu de unde pornesc, cu ce pornesc eu, cu ce aș putea impresiona sau ce aș putea să fac eu ca toată lumea să mă vadă, să mă simtă, să mă audă. Eu deja cântasem peste tot când am făcut această Traviată. Adică eu atât am așteptat, de fapt, acea Traviată sau orice spectacol să fie filmat și să fie pus pe CD și pe vremea aceea erau pe VHS-uri. Adică să fie transmis video, ca lumea să mă vadă, să mă descopere. Eu asta mi-am dorit. Și apoi, cum vi s-a schimbat viața? Schimbarea a venit într-o greutate. Într-o greutate, adică dintr-un, cum să spun, până atunci tot ce munceam ca toți colegii mei, în marea lor majoritate. De atunci, fiind la început, eu a trebuit să fiu atentă cu viața mea personală și cu orice, fiind atât de cunoscută, orice mișcare pe care o făceam, de s-au scris tone pe numele meu și pe tot, că am traversat scena din stânga în dreapta, deci nu știți câte s-au scris. Deci ce vreau să spun cu asta? Că atunci când ești în colimator, atunci când devii un om cunoscut, viața ți se complică. Munca este mult mai mare. Deci faptul că o televiziune atât de importantă ca BBC și-a întrerupt toată emisiunea, toată seara, ca să transmită un spectacol de operă, a fost absolut incredibil. Și a doua zi mă cunoștea toată lumea. Eu am petrecut ani și ani și săptămâni și sute de zile dând interviuri în toate limbile pământului. Și asta e o muncă de zile și săptămâni și am o poveste ca să uit de această greutate, cea mai nebunească a fost când eu am luat micul dejun la Paris, prânzul la Londra pentru că am luat Eurostar și cina am luat-o în New York pentru că încă am prins avionul supersonic. O viață extraordinară. Cu un simț al exigenței păstrat tot timpul, ca să le povestim telespectatorilor despre un moment în care ați întrerupt un concert pentru că era o mică desincronizare. Da, așa este. Un altul în care ați cerut o întrerupere, dirijorul n-a acceptat, v-ați retras. Da. Un altul în care n-ați jucat pentru că nu era peruca potrivită. Să dau un simplu exemplu de la un concert. Deci, dacă orchestra era complet în altă parte, să zicem, corul, toată lumea era în altă parte. Nu mai puteam să ne mai întâlnim nicăieri. Deci eram fiecare pe un alt plan. Și țin minte că în primul rând era Franco Zeffirelli și era un concert pentru Luciano. Și Pavarotti. Luciano Pavarotti, dragilor. Da, Luciano Pavarotti, mă certă. Așa. Și cu care am fost extraordinar de legat. Și țin minte când eu am spus stop, da capo, Franco Zeffirelli, bravo Angela! Era
ca să-mi dea curaj. În momentul în care știu că se filmează, în momentul în care știu că pentru faptul că am ieșit pe scenă, pentru mine este o muncă de o viață, cu o exigență ce, de fapt, nu pot să o povestesc într-un interviu televizat, este atât de mare, atât de importantă, e toată viața mea, tot sângele meu, toată inima mea, creierul meu, pasiunea mea, suferința mea, totul este acolo. Și o recunosc. Dacă nu este bine, prefer cut și facem de la început. Pentru că prima care suferă sunt eu, e ca și o altă suferință în care dacă nu am fost bine, dacă nu mă simt bine, indiferent motivația, dacă nu sunt bine, eu am totdeauna am preferat să anulez decât să las ceva neplăcut. Ce mai oferă cartea asta și e și o fereastră spre felul în care vă gândiți dumneavoastră rolurile și e fascinant când începeți să decorticați fiecare personaj, Mimi, Violeta, Madama Butterfly. Da. Eu am ajuns la niște concluzii de prima oară de când am început să studiez că trebuie să fac orice să fiu originală, să fiu originală în absolut tot, de la firul de păr până la orice mișcare fizică, orice interpretare a unor fraze. Deci eu am o partitură la care două genii au luat parte, compozitorul și scriitorul. Un compozitor a trăit acel subiect și trăind un subiect pe care el și l-a ales, a scris acele note. Acele note au fost cântate până la mine de sute de alte artiste. Și atunci am găsit în mintea mea, de când eram mică, de aceea, de la 18 ani, eu nu am vrut să mai am profesor. Tot ce am învățat singură. Toate rolurile mele singură. Da? Deci nu coach, nu pianist, nu profesor de canto. Nimic. Luam partitura, ascultam pe toată lumea ca să știu și de la acea știință pe care mi-am format-o, Bașca, mă duceam și la toate spectacolele din România, pentru că și ele mi-au fost o lecție extraordinară, spectacole live, care de multe ori, dacă nu erau cele mai bune, dar și de acolo poți învăța ceva. Unde am vrut să lucrez foarte mult? Am vrut să lucrez în originalitatea pe care am avut-o în timbrul meu și mai ales am vrut să-mi păstrez această curățenie. Curățenie sufletească și spirituală atunci când eu încep și studiez rolul. Mai întâi eu îl citesc, înțeleg personajul și după aceea punem notele. Rolurile de multe ori nu se potrivesc caracterelor și atunci eu am încercat să mi le aduc mie. Am avut ca un sculptor plastilina mea și am construit ce am vrut eu cu ea. Și mai e ceva, atenția cu care v-ați uitat la textul literar, aproape că privirea era unui critic literar. Ați căutat să vedeți exact toate mecanismele psihologice ale fiecărui persona și asta uneori v-a dat alte dar abordări. Dar îți dă tot. Îți dă în primul și în primul rând, dacă tu citești despre, Tosca sau vrei Adriana Lucuvrăr, personaje care au existat în realitate, au fost personaje care au fost inventate, cum e Romeo și Julieta, este o poveste. Ce am mai vrut eu ca personajele acelea care de fapt sunt foarte, foarte vechi, nu, în istoria literară, adică cu altă atitudine și undeva aici a fost lupta mea. Eu am vrut să fiu fidelă compozitorului și eu m-am luptat pentru compozitori. Compozitorii ar trebui să mă iubească foarte mult, pentru că de 30 de ani lupt ca să le iau apărarea ca în regiile moderne din lume să nu le distrugă opera. Opera la propriu și figurat. Spre final, doamna Gheorghiu, la un moment dat, în cartea asta, pentru că am evocat căsnicia dumneavoastră cu Roberto Alania, povestiți cât de
Cât de grea e viața emoțională a unui artist care merge pe toate scenele lumii? Există o fragilitate emoțională în care uneori poți să te pierzi. Vă uitați cu un ochi critic la boema lumii lirice. Eu spun voalat doar că diferența între mine și toți colegii mei, artiști, nu numai lirici, dar artiști de pe pământ, diferența dintre noi este că eu o spun. Chiar voalat, dar măcar o spun. Adică atrag atenția. Am avut grijă de mine pentru a avea grijă de ceea ce fac eu și ce fac ceilalți. Pentru că în toată viața mea n-am avut niciodată vreo senzație de egoism sau să fac eu, pentru că eu nu pot singură, eu nu pot să fac nimic. Deci eu fac parte dintr-un angrenaj enorm de muzicieni, de oameni care lucrează pe scenele lumii. Și toți oamenii aceia în toată lumea asta, de când merg pe toate scenele lumii, mi-au devenit prieteni. Visul meu, așa, paralel cumva, într-un fel, de artist, eu chiar mi-am vrut în jurul meu o lume mai bună. Ca să fac o concluzie la interviul nostru, este pentru a da visare. Noi, artiștii, credem că putem să schimbăm lumea sau să aducem un grup de oameni pentru a visa împreună, pentru a-i schimba măcar pentru 2 ore, pentru a-i duce în altă lume împreună cu mine. Și mi-aduc aminte doar de un singur fapt pe care l-am observat mai târziu. Ce este topul senzației mele este când există o frază sau o atmosferă extraordinară și se creează eu împreună, nu știu, 2000, 3000, 4000 de oameni, câteva secunde de liniște. Liniștea aceea împreună pentru mine a fost... Va urma, scrie... Spre la bineînțeles, deci acolo e 10% din Dumnezeule. Adică, normal, este o tentație de o primă biografie. Așteptăm și concertele și cărțile. Păi, dacă așteptați concertele, trebuie să luați avionul. Primul îl voi face la Monte Carlo. Vă mulțumesc. Și eu.